V-ați îndrăgostit? Sau ați pierdut pe cineva drag? A fost darnică viața cu voi? Ați știut să profitați de șansele pe care vi le-a oferit? Bună, prieteni! Prieteni, bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune De la suflet la suflet. Joia ne bem șampania cu înțelepciune. Aflăm în ce măsură putem să ne schimbăm perspectiva asupra vieții sau putem să o îmbunătățim. Aflăm în ce măsură problemele noastre își găsesc rezolvarea în noi și cum putem descoperi căile spre aceste rezolvări. Bineînțeles că nu există nicio viață fără sfârșit, așa cum nu există nicio viață fără probleme, fără provocări. De aceea suntem aici la Sud-Vest TV cu emisiunea De la suflet la suflet, pentru că împreună doar putem să facem lumea mai bună prin noi. În această seară am să încep, așa cum bine v-am obișnuit, cu o poveste. Într-un desen animat, Winnie the Pooh merge cu prietenul său, măgărușul, cred, și observă că acesta este supărat. Îl întreabă curios: dragul meu, ce s-a întâmplat cu tine? Pari foarte, foarte trist. Da, Winnie, spune el, sunt foarte trist. Și cum să nu fiu trist dacă murim? Gândește Winnie. Murim, spui tu. Ai dreptate, murim. Da, zice măgărușul, și toți cei dragi nouă vor muri. Spune Winnie. Da, toți cei dragi nouă vor muri. Măgărușul începe să lăcrimeze. Asta este foarte, foarte trist. Că vom muri? Nu știu, spune Winnie. E adevărat că vom muri, dar până atunci vom trăi în fiecare zi. Iată, dragi prieteni, o schimbare de perspectivă, simplă, la nivelul unui desen animat, cu multă, multă înțelepciune. În ce măsură putem și noi să ieșim din propriile noastre frici? În ce măsură îi putem și pe alții să îi scoatem din propriile lor frici? În ce măsură viața poate fi mai frumoasă doar printr-o schimbare de perspectivă? Despre toate aceste lucruri, gazda dumneavoastră, Iulia Hertil, va vorbi în această seară cu invitata, doamna psihoterapeut, Adina Cârjan. Bună seara, bine v-am găsit, doamnă! Mulțumesc din suflet pentru invitație, sunt onorată, salut de respectatorii și aștept cursul discuțiilor despre o temă destul de tare, se pare că. Tema noastră este atacurile de panică. Atacurile de panică generează o temă generală, da? Pentru că sunt din ce în ce mai frecvente într-o societate în care frica pentru ziua de mâine, pentru viitorul celor dragi nouă, ne pândește la tot pasul. Așa este. Un atac de panică are la bază teama de moarte, teama că există moartea a noastră sau a celor din jurul nostru, sau poate să genereze această teamă, pentru că un atac de panică înseamnă o stare extrem de intensă ca și simptome și este practic imposibil să nu te determine, să te gândești la faptul că ești trecător și că într-o asemenea stare ai putea să dispari. De unde vine aceste stări? Un atac de panică, prima dată, dacă un om se confruntă cu un atac de panică, de unde poate să-și dea seama că se confruntă cu simplu, spunem simplu ca să mai edulcorăm puțin intensitatea acestor momente, cum poate să-și dea seama că este un simplu atac de panică și nu un infarct miocardic sau alte complicații ale organismului? Un om nu poate să-și dea seama, simțind foarte intens acele simptome, dacă este vorba despre o problemă clinică, o stare de boală sau este vorba despre un atac de panică. Însă,
Mergând de urgență într-un atac de panică, de obicei se ajunge la spital, cel puțin la primul atac de panică, se ajunge la spital, pe secția de urgențe. Acolo medicii vor decide dacă este vorba despre un infarct de miocard, dacă este vorba despre o boală sau dacă este vorba despre un simplu atac de panică. Într-adevăr, primul atac de panică poate fi simplu, însă simptomele sunt dramatice și seamănă foarte bine cu simptomele iminente unei stări de urgență medicală. Poate să semene foarte bine cu simptomele unui infarct de miocard, unui atac cerebral, pentru că întreg corpul tău reacționează și încearcă să-ți spună ceva. În primul rând se activează o stare de frică și de obicei un atac de panică este precedat de un halou emoțional, este precedat de o stare de frică care se intensifică și se transformă într-un timp destul de scurt într-o stare de disconfort fizic. Aș vrea să vă întreb aici, să vă opresc puțin și să vă întreb, în atacul de panică, spuneți că este o frică necontrolată, el apare în urma unei frici reale sau pur și simplu din senin? De obicei, atacul de panică apare pur și simplu sau cel puțin aparent din senin. Adică într-o zi, stând la televizor, întins pe canapea, pur și simplu se poate întâmpla. Fără să fii provocat din mediul extern de niciun trigger. Aparent de niciun trigger. Aparent, de ce spunem aparent? Pentru că dacă nu suntem suficient de conștienți de activatorii noștri, de ceea ce ne poate activa din mediul înconjurător, o simplă emisiune la televizor pe o temă dată poate să reprezinte un trigger pentru noi. Aparent spun pentru că declanșatorii, activatorii unui atac de panică poate să nu fie conștientizat. În memoria noastră inconștientă pot să existe cioburi ale unor traume sau din trecut și care să zacă acolo, ascunse cumva sub covor, neconștientizate și care iasă la suprafață. De obicei, un atac de panică este un strigăt al întregului corp și a întregii ființe asupra unor lucruri pe care nu le conștientizăm și care cer să fie aduse cumva într-un plan conștient. Cum putem să răspundem unui astfel de strigăt? Bun, am conștientizat că avem un atac de panică. Sau altceva. Da. Pentru că în momentul în care apar simptomele, nu cred că un om poate să-și dea seama. El trăiește spaima, disperarea. Cu siguranță, când frica, știm sigur și starea când e oficial de rău că este un atac de panică și nu alte complicații, da? Știm că este un atac de panică, știm că a apărut și va apărea, pentru că de obicei nu este singular. Doamna psihoterapeută Adina Cârjan ne spune că este pe fondul unor traume ascunse foarte bine în subconștientul nostru. Ce facem? Cum aflăm care traume l-au declanșat? Cum aflăm cum îl putem rezolva? De obicei, un atac de panică odată apărut generează o preocupare în legătură cu acest lucru. O tulburare anxioasă se caracterizează tocmai prin faptul că apare o temere continuă vis-a-vis de faptul că aceste stări pot să se repete și să continue. Unii oameni chiar trăiesc teama de a ieși din casă și de a se expune public, neputând controla aceste stări. Da, cauza poate să fie o traumă din trecutul nostru care se activează sub acțiunea unor stimuli din exterior, dar poate avea, atacurile de panică pot avea și un substrat cât se poate de organic. Și părerea mea este că ceea ce ar trebui făcut, în primul rând și în primul rând, ar fi de controlat dacă acest atac de panică are ca și bază o suferință organică. Pentru că, de obicei, un atac de panică, din punct de vedere fizic, fiziologic, apare datorită unor dezechilibre biochimice care se manifestă în corpul nostru. Este vorba de un dezechilibru a neurotransmițătorilor, de exemplu, a serotoninei sau a adrenalinei, a cortizonului, a
a excesului de hormoni ai stresului. Poate să aibă o cauză tiroidiană, poate să aibă o cauză organică. De cele mai multe ori, dacă aceste atacuri de panică devin recurente și se repetă, urmează un consult de specialitate și urmarea unui tratament corespunzător. Să ne oprim puțin. Tratament corespunzător. Oamenii foarte, foarte adesea se tem îngrozitor de ideea unui tratament psihiatric, mai ales pe fondul unor atacuri de panică. Preferă rămânerea în suferință decât asumarea unui tratament psihiatric. N-aș vrea să intrăm în detaliile psihiatriei, dar de ce este important un tratament chiar medicamentos în aceste afecțiuni psihice care nu sunt foarte grave? Ar spune cineva, nu vreau să fiu considerat nebun, nu vreau să creadă lumea că iau tratament pentru că sunt nebun. Și bineînțeles că oamenii prietenoși din jurul nostru, aceia care un pic ne poartă sâmbetele, abia așteaptă să găsească niște mici trigări de care se pot lega ei înșiși pentru a duce mai departe vorbe neplăcute despre fiecare dintre noi. Și atunci cumva oamenii se feresc de a se expune unor astfel de situații. Putem încuraja? Ceea ce ar fi de înțeles despre o depresie sau despre o depresie anxioasă este faptul că nu se clasează în categoria bolilor mentale, a psihozelor. Este pur și simplu o tulburare emoțională. Este o incapacitate, o stare de criză a omului, o incapacitate a lui de a-și controla emoția de frică, emoțiile și fiziologia până la urmă. Pentru că orice stresor, orice factor de stres care acționează asupra corpului fizic o perioadă lungă de timp, produce un dezechilibru. Pentru că dacă aceste atacuri de panică devin recurente și se repetă într-un ritm destul de des, ceea ce înseamnă cel puțin 2, 3, 4 atacuri de panică pe lună, asta înseamnă că acest lucru poate afecta toate domeniile vieții noastre, de la familie, viața intimă, până la sfera socială, profesională și așa mai departe. Și acesta cred că este un motiv suficient de serios pentru a cere un ajutor, cel puțin de scurtă durată, pe moment, până când ai posibilitatea să găsești un psihoterapeut, să găsești o soluție pe termen lung, astfel încât să înțelegi ce dorește corpul tău să-ți transmită prin aceste atacuri de panică și de anxietate. Un tratament medicamentos, cel puțin de scurtă durată, îi oferă corpului o stare de relaxare cât de cât, pentru a putea să faci și să gândești limpede pașii următori. De obicei, în atacurile de panică și în tulburările anxioase, nu dăm nume de medicamente. Nu dăm nume de medicamente, se folosesc stimulatori ai producției de serotonină. Sunt substanțe care susțin corpul în a-și produce hormonul fericirii, hormonul care relaxează întreg organismul. Asta făcând chiar și munca psihoterapeutică mult mai ușoară. Și mai productivă. Și mai productivă. Bineînțeles că în cabinetul de psihoterapie, dacă ne cere ajutorul o persoană care este afectată de aceste atacuri de panică și de anxietate, atunci obiectivul nostru pe termen scurt este să-l învățăm să-și controleze, să-și gestioneze starea prin exerciții de relaxare, prin exerciții de respirație. Respirația este un instrument extraordinar care transmite creierului, dacă este vorba de o luptă și este necesară o descărcare a hormonilor de luptă și fuge, o activare a acelei părți a sistemului nervos neurovegetativ care să ne ajute să luptăm, sau poate pur și simplu să transmită creierului că nu este vorba de niciun pericol. De fapt, un atac de panică și de anxietate poate fi declanșat de o hiperventilație, poate fi declanșat de o respirație accelerată, superficială, care transmite creierului informația că suntem urmăriți sau că ne aflăm în pericol.
Hiperventilația poate declanșa un atac de panică și de anxietate. De aceea apare uneori, am auzit cazuri de oameni care iubesc sportul și care după un efort extraordinar au avut atac de panică. Și de anxietate. Exact. Și de anxietate. Hiperventilația, deci o respirație accelerată, accentuând expirul, deci atunci când expirul este mai lung decât inspirul, inspirul este scurt și expirul este lung, iar ritmul respirator este accelerat, asta produce o modificare la nivelul hipotalamusului, a creierului, a sistemului limbic, a comenzilor pe care le dă asupra sistemului nervos neurovegetativ. Și întreg organismul nostru începe să descarce hormoni de luptă și fugă, care produce modificări concrete în corpul nostru, care se finalizează cu acele simptome. Produce vasoconstricție, vasele de sânge se contractă, mușchii se contracturează și organismul este gata de fugă și de luptă. Apar pur și simplu simptomele specifice. De asta spun că atunci când clientul ni se adresează sau mi se adresează și nu urmează încă un tratament corespunzător medicamentos, primul obiectiv este să-l învăț să respire, pentru că prin respirație, de fapt, comunicăm creierului ce fel de comenzi să dea pentru organism. Este primul lucru prin care poți ajuta un om să-și gestioneze un atac de panică și de anxietate. Și bineînțeles că pe parcursul terapiei, dacă aceste stări au o anumită ritmicitate, sfătuiesc clientul să se îndrepte și spre un tratament medicamentos și îl pregătesc pentru asta, explicându-i că nu este neapărat nevoie să fie un tratament de lungă durată, este nefiind o depresie cronică neapărat, poate să fie un tratament pentru de la câteva săptămâni până la câteva luni, 3, maxim 6 luni. Ce ne facem cu cei care cred că tratamentele în astfel de cazuri provoacă dependență? Este un mit social foarte bine răspândit printre oameni și de fiecare dată când oamenii sau de foarte multe ori când oamenii aud de tratament medicamentos pentru stări emoționale mai puțin ușor de gestionat, da? Spun cum să iei tratament pentru așa ceva, dar asta creează dependență. Într-adevăr, pot să creeze dependență dacă clientul nu își descopere alte resurse prin care să facă față atacurilor de panică și de anxietate. Dacă singurul instrument pe care îl folosesc este tratamentul medicamentos și atât, fără a lucra psihologic, psihoterapeutic cu aceste stări, fără a schimba nimic în modul de viață, pentru că și spun modul de viață, pentru că o stare de oboseală marcată sau consumul anumitor substanțe în exces sau unor excitante în exces, cum este cafeaua, cum este anumite băuturi stimulatoare și excitante, nu? Băuturi energizante care conțin cofeină și excitante pot să contribuie, un mod de viață dezordonat combinat cu oboseală pot să contribuie la generarea acestor stări. Deci da, dacă clientul apelează strict la medicația alopată ca și resursă și fără să acceseze, fără să folosească alte resurse, atunci acest lucru se poate transforma în dependență pentru că este pur și simplu neajutorat. Dacă înțelege cauzalitatea, dacă înțelege substratul endogen, somatic, adică ceea ce corpul trăiește și cum poate să-și susțină corpul prin respirație, prin alimentație, prin somn, prin odihnă, prin alternarea muncii cu odihna, prin o sumedenie de alte modalități care țin de modul nostru de viață și învață să folosească aceste lucruri, treptat va putea să renunțe la medicația alopată pe măsură ce corpul va reuși din nou singur să descarce serotonina. De fapt, carența sau incapacitatea organismului de a secreta serotonină poate fi generată de o dependență de o altă substanță, cum este nicotina, de exemplu, sau cofeina, sau drogurile, sau alcoolul.
Deci să înțeleg că și obiceiul aparent benefic, da? De a consuma cafea, uneori în exces, pentru că nu e așa, nu se mai termină lucrurile pe care le avem de făcut într-o zi, acest obicei, care pentru noi, în concepția noastră generală, este benefic, de fapt este unul care împiedică organismul să mai producă serotonină, dacă se transformă în adicție. Dacă se transformă în dependență. Cum ne dăm seama că avem o adicție de cafea? Este destul de greu să-ți dai seama, pentru că știm să acum informez telespectatorii. Prima fază a unui adictiv, a unui dependent, indiferent de substanță, este negarea. Deci, în prima fază, deci și în prima fază, să-și dea seama, cu siguranță, refuză să-și dea seama, da, chiar dacă îi se... De obicei, li se atrage atenția celor din jur. Dependența de cafea înseamnă acea stare în care te trezești dimineața și nu poți să-ți pornești motoarele, nu poți să-ți pornești organismul fără acea porție de cafea sau cofeină, care se transformă în 2, 3, 5, chiar 7 cafele pe zi. Pur și simplu poți să-ți dai seama cât de tare depinzi de un stimulant făcând o pauză, întrerupând într-un weekend sau în momentele de liniște și relaxare, de concediu. Primul lucru ar fi să întrerupem excitantele și stimulentele și să lăsăm organismul să-și ia porția de odihnă și de somn. În funcție de starea pe care o avem în absența acestor substanțe, putem aprecia cât de importante au devenit pentru corpul nostru, pentru fiziologia noastră. Creierul ajunge să nu mai știe să secrete insulina decât în prezența substanței de care depinde. Am ajuns la concluzia că avem o dependență, încercăm să renunțăm la ea și primul pas al renunțării ne face să înțelegem că depozitul nostru de serotonină este mai mic doar pentru că nu mai consumăm acel și ne simțim substanță. Rău ne consumând acea substanță. Adică apare fenomenul de sevraj. Am înțeles. Iar... Cum se manifestă fenomenul de sevraj pentru dependențele mici de genul cafelei și al nicotinei? Foarte asemănător cu atacul de panică și anxietate. Se poate manifesta cu migrene, se poate manifesta cu o stare de epuizare, se poate manifesta pur și simplu cu o stare de anxietate și de panică. Transpirații reci, o stare de rău general, dureri fizice, care se manifestă ca urmare a absenței acelei substanțe. Între dependență, starea de dependență și atacurile de panică, aș putea spune că există o conexiune. Cât timp durează starea de sevraj, așa, în medie? Depinde, să știm la ce ne așteptăm. Depinde de gradul de dependență, depinde de gradul de toxicitate a organismului cu substanța respectivă. Poate să dureze de la săptămâni până la luni. Excelent. Mulțumesc foarte mult. Mai devreme, doamna psihoterapeut Adina Cârjan, ați vorbit despre exercițiile de respirație pe care le propuneți clienților domniei voastre în momentele în care vin cu atacuri de panică. Dacă nu cer prea mult, sunt sigură că și prietenii noștri, dragii noștri telespectatori, sunt foarte curioși să cunoască câteva dintre secretele unor astfel de exerciții. Poate cei care sunt departe și nu-și permit a merge la un psihoterapeut vor încerca acasă și vor găsi un sprijin real în expunerea unui astfel de exercițiu. Ne puteți ajuta? De obicei, a practica un sistem de relaxare, nu știu, exercițiu sună cumva școlăresc, aș zice, da. Într-un sistem de relaxare, în a învăța să-ți manageriezi stresul, este mult mai ușor la început să fii însoțit de cineva. În sensul că clientul poate să învețe în cadrul cabinetului despre cum să-și creeze cadrul pentru a-și ajuta corpul să se relaxeze, despre muzica pe care poate să-și o aleagă, sugestiile de relaxare și vocea terapeutului și mai ales relația cu terapeutul. Construirea relației terapeutice este extrem de importantă. Îi creează acel sentiment de siguranță în care ușor-ușor învață să aibă încredere în celălalt și să se abandoneze într-o relație. Să lase controlul, să cedeze și să se abandoneze efectiv stării de
relaxare. Și acest lucru este un proces. Un exercițiu de relaxare ar trebui repetat, este necesar să fie repetat până când se transformă într-un obicei sau în a doua natură. Sentimentul de siguranță este extrem de important pentru un client cu atac de panică și anxietate și asta un psihoterapeut care gestionează bine relația psihoterapeutică are abilitățile de comunicare și știe să construiască această relație, are disponibilitatea psihoemoțională necesară, poate să facă acest lucru. Sunt în societatea din ziua de astăzi a găsi un loc în care să te simți în siguranță, știind că persoana respectivă e acolo pentru tine, timp de oră, săptămânal sau poate chiar mai des, știind că acea persoană este abilitată, știe ce are de făcut și este acolo, fiind pregătită pentru orice reacție apare. A fi alături de el în timp ce depășește un atac de panică și de anxietate îi întărește încrederea în sine și treptat învață că aceste lucruri pur și simplu pot fi controlate. Ce important este pentru oamenii care simt că au pierdut controlul să învețe să-l stăpânească din nou? Exact, pentru că acesta este sentimentul, că poți să mori imediat sau că poți să-ți pierzi mințile, că pierzi controlul întregii tale vieți. A regăsi momentul acela sau a retrăi momentul în care câștigi măcar pentru un interval de timp controlul asupra propriului tău corp poate să însemne un precedent care să îl facă să-și conștientizeze resursa și să-l învețe să relaționeze cu propriul corp. În momentul în care omul somatizează anxietatea, auzim mereu de somatizare. Ne puteți ajuta, doamna psihoterapeut Adina Cârjan, să înțelegem mai bine ce înseamnă somatizarea? Toată manifestarea aceasta corporală este somatizare? Somatizare. Soma înseamnă corp. Afecțiunile psihosomatice sunt afecțiunile în care stările psihoemoționale efectiv sunt somatizate, sunt manifestate de către corpul fizic prin stări generale de rău și disconfort. Da, a somatiza înseamnă a manifesta somatic cu corpul, în corp, prin senzații, prin stări, prin întreaga fiziologie, o anumită stare. De unde apar până la urmă atacurile de panică și înainte de a intra în miezul acestei discuții, de unde apar atacurile de panică, aș vrea, dragi prieteni, cred că sunteți la fel de curioși ca și mine, să știm dacă atacul de panică este un semn că omul acela este slab, pentru că bănuiesc că mulți dintre cei care s-au confruntat cu astfel de stări s-au lovit de sfaturile celor din jur: învață să-ți controlezi emoțiile, nu ți se întâmplă nimic, totul este în siguranță în jurul tău, doar în capul tău se întâmplă, eu n-am trecut prin asta niciodată și am avut atâtea probleme, tu care n-ai avut nicio problemă, cum de treci prin așa ceva? Pare o slăbiciune și slăbiciunea aceasta pusă în brațele unui om îl face pe acela să pară slab. Este așa să se simtă slab. Și să se simtă slab. Așa cum spuneam, este foarte important ca persoana respectivă sau clientul să-și conștientizeze resursele. De unde vin? Vin din noi. Pot să provină din ADN. Există o predispoziție genetică în unele cazuri, cu gene specifice de anxietate, care modifică sistemele enzimatice, hormonale și care sensibilizează corpul, dacă vreți. Am atins deja câteva dintre cauze: o indisciplină, o neasumare a propriei stări, o viață întreagă, neconștientizarea. Neasumarea a propriei stări în ce sens? A stării de stres sau a stării de oboseală? De oboseală și a modului de viață. Prima este important să conștientizezi starea de epuizare, pentru că într-un sindrom de supra-solicitare și de epuizare, aceste atacuri de panică și anxietate pot fi declanșate foarte ușor. Știți de ce sunt foarte uimită? Pentru că într-o societate în care pare că fiecare om duce o viață plină de epuizare, este greu să fii tu cel mai leneș sau cel care spune până aici.
A fi înțelept, adică a gestiona timpul destinat muncii și a-ți proteja și a-ți acorda, a-ți da voie să te odihnești orele necesare corpului pe zi, înseamnă înțelepciune, nu înseamnă lene. Este o mare diferență. Da, există sentimentele de vină pe care ni le exact, aducem, sentimentele de vină, da. Care oare de unde provin? Ca și cum ai ieșit dintr-un concurs, ca și cum te-ai oprit în mijlocul cursei să te odihnești un pic. Asta înseamnă deja o anumită structurare din punct de vedere cognitiv și comportamental. De obicei, comportamentul și sistemul de credințe îl preluăm de la modelele pe care le acceptăm ca și modele pentru noi în viața noastră. Acum ajungem deja la ceea ce internalizăm, la modelele de comportament și de organizare a vieții pe care le-am internalizat din mica copilărie. Pentru că de obicei noi devenim și ne construim identitatea și facem lucrurile în felul părinților noștri, a celor care ne-au crescut și ne-au educat. Femeile mai ales își construiesc identitatea și felul în care fac lucrurile după modelul mamelor. Să nu vă spun cât mucea mama și câte ore dormea pe noapte. Nu fac chiar așa. Da. Și, de acord. Da, deci ceea ce introiectăm, adică ceea ce acceptăm ca și cu valoare de adevăr, ca făcând parte din structura noastră de identitate, acel lucru va genera un anumit comportament. Învățăm comportamente și atitudinea față de muncă, conform lui Erikson, se formează undeva între 6 și 12 ani. Acolo copilul învață să se responsabilizeze legat de ceea ce are de făcut sau să se supra-responsabilizeze sau să nu își asume responsabilitatea de a-și face muncușoara lui pe intervalul lui acolo la școală. Atunci se formează stima de sine și încrederea în sine. O stima de sine slabă clar este un teren anxiogen. O supra-responsabilizare creează un teren anxios. Dar și o neasumarea responsabilității muncii, procrastinarea. De asemenea, amânarea responsabilităților ne face anxioși. Și ne face disperați pe ultima sută de metri atunci când se apropie asumarea unei responsabilități. Deci, atitudinea și felul în care ne asumăm munca, această alternare între muncă și odihnă, este atât de importantă pentru a fi învățată de copii în acel interval de timp între 6-7 ani și 12 ani. Este intervalul de timp în care pur și simplu învață să-și gestioneze timpul și viața din acest punct de vedere. Ne întoarcem la acest subiect pentru că este foarte interesant și am întrebările deja construite, dar vreau să salut înainte de aceasta, vreau să-i salut pe prietenii noștri care se uită acum în direct la noi. Este vorba de Petru Șerbanat care ne scrie: bună seara, domnule Petru, o seară frumoasă ne dorește Pascul Iana Nelly și Florina Daniela ne felicită recunoscând că este o emisiune interesantă. Este o emisiune interesantă, Daniela, pentru că atacurile de panică se pare că au în lume o frecvență de 2 la 3 persoane, adică 2 din 3 persoane suferă măcar o dată în viață de atacuri de panică. Și observ din această discuție că felul în care noi ne gestionăm emoțiile, dar mai ales felul în care învățăm să avem tipare comportamentale încă din copilărie, iată, luând exemple drastice până la urmă de la părinții noștri care, fie vorba între noi, duceau o viață destul de solicitantă, numai când mă gândesc că nu exista mașina de spălat automată. Acest lucru simplu, mărunt pentru noi. Îmi amintesc cam ce eforturi făceau părinții noștri pentru a ne asigura confortul pe care noi îl avem astăzi cu un minimum de efort. Însă, toate aceste eforturi sunt pentru noi o provocare și spunem, dacă părinții mei erau în stare să facă aceste lucruri,
cu atât de mari eforturi, eu trebuie să fac mai multe lucruri pentru că ele necesită mai puține eforturi. Și un astfel de tipar înțelegem de la doamna psihoterapeut Adina Cârjan că este unul dintre cele mai devastatoare pentru starea noastră emoțională. Pentru că am înțeles că atacurile de panică și anxietatea nu țin de o stare psihică neapărat, cât de o gestionare a emoțiilor și a timpului. Și a timpului. Exact asta urma să spun. Doamna psiholog, spuneați mai devreme că învățăm din copilărie tiparele pe care să marșăm în viață. Și urma să vă întreb în ce măsură aceste tipare pot să fie odată învățate, că spuneați dumneavoastră, în copilărie le învățăm, învățăm cum să gestionăm timpul, cum să ne asumăm datoriile pe care ni le luăm, da, față de ceilalți, față de noi înșine, cum să nu lăsăm totul pe ultima sută de metri. Bun, am învățat un tipar greșit. L-am învățat sau ni l-am asumat. Ce facem? Ne dăm seama că e greșit? Cum ieșim din el? Există această posibilitate de a ieși dintr-un tipar construit, iată, 30, 40 de ani, 50 de ani, pentru că au voie și cei de vârste mai înaintate să aibă probleme emoționale. Vestea bună este că da. Un tipar, odată construit, în cadrul psihoterapiei se conștientizează foarte multe tipare. Și tipare de cognitive și de gândire greșite sau disfuncționale pentru aici și acum. Aici și acum. A învăța să funcționezi în aici și acum este foarte important. Pentru că ceea ce ai introiectat, ceea ce ai folosit în ce ți-a folosit în copilărie și a fost cu adevărat util în acea perioadă de timp, s-ar putea ca în aici și acum să nu mai fie de actualitate. Să fie vorba despre un comportament care pur și simplu nu se mai potrivește cu momentul. Are sens, da. A conștientiza asta este primul pas, după care urmează munca de a schimba acel, de a restructura cognitiv. Aici cred că este provocarea. Și este vorba despre un proces. Acest lucru nu se poate întâmpla peste noapte, ci se poate întâmpla într-un anumit interval de timp. Și a accesa inconștientul pentru ca ceva să se schimbe în altceva înseamnă a restructura neuronal până la urmă, a construi căi neuronale noi, conexiuni neuronale noi, prin care creierul nostru să învețe, să reacționeze și să gestioneze anumite situații sau contexte de viață. Este vorba despre a construi niște obiceiuri. A restructura cognitiv înseamnă a repeta un lucru, iar etapele schimbării sunt câteva, sunt vreo 5 sau 6 pași prin care ceva, un comportament, o atitudine, o poziție de viață față de tine sau de lume, față de ceilalți se poate schimba. Preconceptualizarea în procesul de schimbare ar fi prima fază. Este faza în care nici măcar nu-ți dai seama că ai o problemă. Conceptualizare se numește acea fază în care îți dai seama și conștientizezi că ai o problemă și că ar fi de schimbat ceva. Apoi începi să te pregătești. Comportamentul nu se schimbă, ești perfect conștient de fiecare dată când faci același comportament, da, când care ai acel pattern pentru tine, reactiv, da. Reactiv la mediu, dar încă nu poți să faci o schimbare. În schimb, te pregătești, îți aduni instrumentele și forța și voința necesară și te pregătești ușor, ușor pentru a face acea schimbare și vine momentul în care pur și simplu începi să acționezi. Și nu ți iasă nici atunci. Așa. Acționezi, ratezi, încerc să văd pe la care sunt. Acționezi, da? Ratezi, important este să nu renunți, să continui să repeți acel obicei, acel comportament, pentru că la un moment dat acel comportament se va transforma în creierul tău, practic într-un fel de autostradă. Știți ce mi se pare extraordinar de provocator la faza 5, cred, după conștientizarea că trebuie să schimbi, începi să schimbi și nu reușești din prima. Din prima, nici din a doua, nici din a treia. Și apoi încep să schimbi și încep să reușești odată, după aia iară două, trei rateuri, din ce iară în ce mai reușești. Des, din ce până în ce când mai acel des. Comportament când începi să reușești,
pentru că orice comportament, nu neapărat starea anxioasă sau atacurile de panică, necesită modificări de schimbare comportamentală, modificări de comportament. Orice comportament care a devenit o natură a ta și vrei să-l modifici, necesită, cred că, aceleași trepte. Din experiență personală, ce găsesc eu la mine este că atunci când sunt în faza 5 de a da rezultate mici, însă apoi iară câteva rateuri, iară rezultate mici, până să devină natura mea, eu mă aflu într-o stare ca de rol, ca și cum aș juca un rol, ca și cum aș fi într-o situație în care nu sunt eu însă. Și este foarte oarecum frustrantă situația, pentru că sunt obișnuită să fiu. De fapt, suntem așa cum ne educăm să fim. Dar sunt obișnuită să mă port într-un anumit fel și acest comportament, deși benefic și pentru mine și pentru cei din jur, mie mi se pare ca un soi de rol pe care îl joc. Mă simt bine în el, dar în același timp sunt într-o situație stingheră. Stingheră, exact acesta este cuvântul. Și vă povestesc acest lucru profitând de psihoterapeutul din dumneavoastră, dar în același timp încercând să-i ajut și pe prieteni să înțeleagă și să se regăsească probabil în această stare, pentru că experiența îmi demonstrează că de cele mai multe ori nu sunt singura care trece prin anumite lucruri. Da, este adevărat. Nu este încă starea și forma autentică a ta, finală. Autenticul se împământenește atunci când devine natură. Devine natură și există o congruență. Într-o persoană autentică există o congruență între ceea ce simte, ceea ce gândește, ceea ce vorbește și ceea ce face. Nu poți avea această congruență în momentul în care încerci să schimbi tipare comportamentale. Ca să poți să devii cu adevărat congruent, sunt multe frici de depășit. Congruența înseamnă deja un anumit nivel de evoluție. Ori un atac de panică sau a te confrunta prin atacurile de panică cu propria ta frică, iar fricile sunt de foarte multe feluri, dar atacul de panică totuși până la urmă are la bază frica de moarte, teama de final, de închidere. Teama că poți să dispari pur și simplu din lumea aceasta. Da, este un rol, însă un rol asumat pe termen lung devine a doua natură. A avea atacuri de panică nu înseamnă neapărat a te afla la un final în evoluția ta. Niciodată cred că nu ne aflăm acolo. Dar o perioadă cu atacurile de panică, cu atacuri de panică mai persistente, s-ar putea să însemne o criză de identitate. S-ar putea să însemne o criză de vârstă, însă s-ar putea să însemne o trecere dinspre ceva spre altceva superior. S-ar putea să însemne o treaptă în spirala aceasta. Care trece de la sine, învățând lucruri de la sine, sau depinde cât durează și atunci mergem la un psihoterapeut să ne ajute puțin să ne reechilibrăm? Criza de identitate, aparent, poate să treacă de la sine, nu se rezolvă de la sine. După o criză de identitate poate să urmeze o involuție, o regresie, sau poate să urmeze o evoluție, o progresie a ta ca și ființă, ca și congruență, dacă înveți ceea ce ai de învățat din acea lecție. Cum spuneam, atacurile de panică pot să aibă o bază genetică. Deci natura ta, pur și simplu, prin gena ta, prin ADN-ul tău... Ce facem? Mergem la părinți și întrebăm, ați avut atacuri de panică? Bunicul a avut atacuri de panică? Glumesc, acum mai detensionez atmosfera. Există situații în care există efectiv, își au originea în structura genetică și medical se poate verifica acest lucru. Dar dacă e un dat... Dacă structura aceasta anxioasă este un dat, fie prin programele care se transmit transgenerațional, fie prin ADN-ul nostru, cu atât mai mult avem de învățat a ne gestiona gândurile, emoțiile și ceea ce facem cu corpul nostru. Avem de învățat să le gestionăm și mai ales să le recunoaștem. Ani Epuran ne scrie așa, doamna psihoterapeut: bună seara, am momente când mă doare în piept în stânga, mă sperii și încep să plâng. Oare e atac de panică? Acum nu știu, chiar mă doare sau e numai în mintea mea? Ce credeți? Poate fi un atac de panică, dar poate fi și o problemă
cu inima. Cardiacă, da. Numai un, doar un EKG, un specialist, în timpul unei asemenea stări, în timpul unei asemenea dureri, poate să certifice acest lucru. Cu siguranță, într-o astfel de stare, este bine să chemăm un echipaj. Iar ca psihoterapie există instrumente specifice prin care se verifică, dacă vreți, sau se urmărește evoluția, sau se verifică dacă este vorba despre un atac de panică real și se urmărește în dinamică evoluția. Există instrumente și în psihoterapie pentru a face diferența. Dacă doamna Ani spune că se sperie și începe să plângă, seamănă mai mult cu un atac de panică. Seamănă mai mult cu un atac de panică. Este clar că dacă la discuția noastră despre această temă se activează, este vorba despre o hiperreactivitate la această temă. Este vorba despre o frică cu care nu s-a confruntat încă și cu care ar fi de lucrat pe termen lung. Bun. Există posibilitatea ca rădăcina unui atac de panică sau atacurilor de panică să fie de ordin genetic sau să fie resurse pe care noi le-am acumulat pe parcursul vieții, traume, experiențe neplăcute. Ce facem? Ele se manifestă, le-am recunoscut, știm că le avem. Lucrăm cu ele. Lucrăm cu ele. Și a lucra cu asta înseamnă... Mă gândesc acum la o carte a lui Irvin Yalom. Nu am voie să-i spun titlul. Înseamnă a privi pur și simplu ideea de moarte în față. Înseamnă a lucra, ideal ar fi să însoțit, pentru că într-un cadru terapeutic nu ești singur în momentul în care conștientizezi, te uiți la asta, poți ascund sub covor, poți să negi o vreme, poți să te prefaci că nu te temi de această temă, dar mai devreme sau mai târziu viața ne pune în situația de a ne confrunta cu adevărurile ei ultime. Iar această problematică existențială, și când spun asta mă refer la viață, moarte, mă refer la tema singurătății, mă refer la sens, la ideea de libertate sau lipsa de libertate, mai devreme sau mai târziu fiecare dintre noi ne confruntăm cu asta și această angoasă existențială practic o trăim toți cu anumită intensitate. Unii oameni reușesc să-și gestioneze bine, iar sistemul lor de credințe poate să-i ajute mult în acest sens, iar alți oameni nu reușesc să-și gestioneze și aceste temeri se pot manifesta prin tot felul de comportamente dezadaptative sau comportamente care nu sunt sănătoase pentru noi. Sau prin exemplu de câteva astfel de comportamente. Consumul de substanțe, fumat, băut alcool, droguri, munca în exces, munca sexul în exces compulsiv. Toate sunt semne ale unei dezadaptate, unei frici de moarte pe care o manifesti prin anumite comportamente compulsive, prin anumite excese pe care le faci comportamental sau încercam să asociez așa ultimele, e clar că abuzul de substanțe înseamnă o relaxare puțin. Un mod de a te adapta și de a face față unor durerii psihice. Unei dureri psihice, exact. Consumi o substanță care te introduce într-o stare de bine, te amorțește un pic. Pe moment. Exact. Și pe tine și emoțiile tale. Dar celelalte două m-au uimit când le-ați expus. Abuzul de muncă și abuzul de sex. Mă gândeam, încercam să... Da, workaholicul. Încercam să asociez abuzul de muncă probabil cu nevoia de a nu te rata financiar, social, care este tot un soi de moarte sau tot un pas spre moarte. A nu lăsa ceva în urma ta. Acumularea de bunuri, nevoia aceasta de a acumula bunuri materiale, de a lăsa ceva în urma ta. Chiar și activitatea creativă e un mecanism de coping. Însă printr-un act creator, printr-un act creativ, lași ceva în urma ta care îți aparține și într-adevăr prin reverberația aceasta, prin ceea ce lași în sufletul urmașilor tăi, ai sentimentul clar că îți continui existența sub o formă sau alta după dispariția ta. Și sexul în exces poate fi o teamă de îmbătrânire, care este tot o teamă de moarte indirect.
Sexul compulsiv, nevoia de sex compulsiv poate să însemne o anxietate și o disperare și o frică cât se poate de acută de moarte. Mi se pare foarte interesant. Îmi și imaginez un om care ar putea avea o problemă existențială și pentru că nu vrea să se confrunte cu ea, ce supărat, ce trist sunt acum, am nevoie să fac sex. Ce interesante sunt oamenii care... Beatitudinea iubirii își creează prin sexualitatea, descarcă endorfine. Acest lucru se știe și prin îndrăgostiri repetate, prin relații din acestea scurte și intense, în care este validat, în care este susținut, relații care sunt endorfinice, cel puțin orice relație pasională. Cei care se îndrăgostesc foarte des pasional și când a murit pasiunea peste 2-3 săptămâni, a murit și serotonina. Și relația, pentru că serotonina nu mai e și o căutăm în altă parte. Și această îndrăgostire înseamnă, de fapt, o sursă de serotonină care generează beatitudinea, care generează această stare de bine, care te ajută să faci față pe termen lung unei angoase. Excelent. Prin analogie aș putea să înțeleg că ne poate feri de situațiile anxioase o căutare a serotoninei. Absolut. În activități benefice pentru noi. Alimentație, prin excesele alimentare, cafeaua dulce este un aliment serotoninic, de exemplu, excesul de cafea dulce înseamnă o cerere a organismului a unei cantități crescute de serotonină. Alimentele dulci, cu mult cacao, ciocolata, este serotoninică. Sunt și combinații alimentare care pot genera în creier cantități remarcabile de serotonină și sportul în exces. Și cei sportul în exces, de sport, de sală, de mișcare, sunt în aceeași situație. Acolo își descarcă serotonina, își creează starea de bine. Însă acest obicei este benefic și este sănătos pentru organism. Există surse de serotonină. Alte surse mai aveți? Vrem aceste secrete. De ce să nu le aflăm înainte? Ușor mărunt care îți face plăcerea. Acum mă duc spre hedonismul adevărat, spre hedonismul acela sănătos. Nu încurajez sub nicio formă excesul, consumerismul sau... Nu, vorbim de hedonism, de plăcerile nevinovate și vreau să fac o mărturisire aici. Emisiunea De la Suflet la Suflet, dragi prieteni, este un astfel de motiv de a ne genera serotonină nouă aici în studio, cât și dumneavoastră, dragi prieteni. Suntem foarte încântate că putem să facem în fiecare joi seara, de săptămâna viitoare se pare că în fiecare miercuri seara, așa un mediu plăcut pentru sufletele noastre ale tuturor și generator de serotonină. Doamna psihoterapeut Adina Cârjan, am să vă întrerup puțin pentru că ne întreabă prietena noastră Lucreția Zamfira, în ce oraș profesați? În Reșița. Deci, doamna Zamfira, dacă sunteți din Reșița, puteți apela cu încredere la serviciile doamnei psihoterapeut. Deocamdată urmează să profesez și în Timișoara. Și uneori, în seriile de joi sau miercuri, când va fi emisiunea De la Suflet la Suflet, doamna psihoterapeut profesează aici, în direct, la De la Suflet la Suflet, în Timișoara, la Sud-Vest TV. Vorbeam de locurile sau elementele de unde ne putem crește nivelul de serotonină în organism. Lucrurile. Mă gândesc acum la filozofia epicuriană. Epicur a avut o filozofie medicală. El era un iubitor fericirii și al prieteniei. Și mă folosesc de exemplul acesta în terapia celor care nu cred într-o viață viitoare, nu cred în existența sufletului, a ateilor care știu că și cred cu toată tăria că odată cu moartea, practic, s-a terminat totul. Ideea aceasta a morții, Nietzsche spune atât de frumos lucrul acesta, ideea aceasta a morții poate să intensifice foarte mult clipa prezentă, pentru că dacă știi că există ceva care se termină la un moment dat, acest lucru n-ar trebui să ne angoaseze și să ne strice momentul, ci ar trebui să ne aducă în aici și acum, să ne conștientizeze asupra importanței momentului și să ne facă să ne bucurăm de clipă.
Dincolo de ideea de consumerism, Epicur avea un hedonism al lui propriu, accentuând virtuțile, accentuând disciplina, accentuând lucrurile bune și virtuoase pe care un om ar trebui să și le dezvolte. Însă el se referă la pasiuni și vorbește despre plăcerile acestea mărunte care, fără să devină compulsive, pot fi folosite puțin câte puțin din mai multe zone. Practic, tot ceea ce faci cu pasiune, chiar și munca făcută cu pasiune și până la uitare de sine, înseamnă endorfină. O persoană care își găsește vocația și care face cu pasiune ceea ce face, munca poate să devină serotoninică. Din cauza aceasta, mulți dintre oameni se refugiază, practic, într-o muncă excesivă. A munci suficient de mult și suficient de recompensator pentru tine, și când spun asta, mă refer atât la partea materială, dar mă refer și la recompensa emoțională pe care o primești făcând o muncă care îți place, care te reprezintă și care e vocațională, care te pasionează. Și este o sursă de serotonină. Intimitatea, pasiunea erotică, fuziunea amoroasă, momentele acelea de intimitate trăite cu măsură pot să fie o sursă de bucurie și de serotonină. O nutriție sau instinctul, de cele mai multe ori, comportamentele dezadaptative și suferința provine și datorită conflictelor care se iscă între pulsiunile noastre, între instinctele noastre și sistemul nostru de credințe, rațiunea și credințele noastre superioare. Ori, trei pulsiuni care ne ajută să supraviețuim și care se pot transforma în sentimente puternice de vină, într-un conflict pe vine, sunt acestea trei: erosul, nu? Sexualitatea, alimentația, nevoia de a mânca, pulsiunea de a mânca, de a te hrăni pentru a supraviețui, și agresivitatea, care înseamnă la baza ei o pulsiune de apărare. La bază, o agresivitate sănătoasă te ajută pur și simplu să supraviețuiești într-un mediu care îți periclitează viața. Însă a gestiona aceste lucruri nu este ușor, mai ales dacă ești frânat de un sistem de credințe care întărește sentimentul de vină legat de aceste lucruri. Oricare din aceste pulsiuni trăite în egală măsură, echilibrat, cu măsură, poate să aducă un echilibru. Dacă stau bine și mă gândesc acum și din punct de vedere neurologic, cei trei centri, centrul foamei, centrul plăcerii și centrul agresivității, se află într-o foarte apropiată vecinătate. Orice frustrare pe o anumită zonă, în acest sens, încarcă celelalte două zone. Orice frustrare poate să determine comportamente de supracompensare în celelalte zone. Și majoritatea oamenilor, atunci când se frustrează pe o anumită zonă, sexual, de exemplu, supracompensează prin furie, prin agresivitate sau prin a mânca în exces. Sau invers, frustrându-te pe alimentație, pe foame, în general se supracompensează pe celelalte două. Să înțeleg că acele cure de slăbire în exces cu refulare și undeva, cu frustrare și cu, da, undeva, undeva mai devreme sau mai târziu ajung să fie periculoase pentru cei din jur, nu doar secretul pentru noi. Secretul unei stări bune de echilibru a corpului, chiar dacă ADN-ul nu te ajută, este a-ți gestiona stările de plăcere, a găsi lucrurile care practicate, făcute așa cu măsură, din toate câte un pic, îți creează starea de bine și de echilibru. Vorbim despre stare de bine și de echilibru, dragi prieteni, și avem între dumneavoastră, vă mulțumim că vă uitați în număr atât de mare la noi, avem o dragă prietenă, Adriana, care ne scrie așa: bună seara, și eu iau antidepresive și tot fac atacuri de panică. Ce aș putea face? Mulțumesc. Ne întreabă ce ar putea să facă dacă ia deja antidepresive, dar mai devreme cred că ne-ați dat soluția, că antidepresivele sunt
pot să creeze dependență dacă noi nu schimbăm tiparele comportamentale și mediul nostru de viață și felul în care am obișnuit să trăim până atunci. Eu reiau așa puțin din ce a spus doamna psihoterapeut Adina Cârjan, pentru că vreau să-i dau răgazul de a respira, pentru că povestește atât de multe lucruri frumoase și avem nevoie să auzim aceste lucruri. De multe ori le intuim, poate chiar le citim în cărți, dar atunci când vine un profesionist și spune, da, domnule, așa stau lucrurile, parcă te încurajează să chiar să participi la schimbarea ta cu tine. Doamna Adriana, mai devreme ne-a spus doamna psihoterapeut Adina Cârșan că este foarte importantă și susținerea psihoterapeutică în procesul nostru de schimbare și asumarea schimbării, deoarece în momentul în care luăm medicamente pentru anumite stări emoționale și încercăm să le gestionăm doar prin medicație, în momentul în care medicația se oprește, organismul intră în același tipar comportamental, el fiind într-un tipar comportamental care nu e foarte benefic, rămâne în acel tipar și ajunge în același loc de manifestare emoțională nepotrivită, somatizată, iată, este important să schimbăm ceva în ritmul nostru de viață, în definiția pe care noi ne-o dăm nouă înșine. Putem să fim până astăzi profesori și de mâine putem să fim, eu știu, actori. Sau putem să fim până astăzi actori și de mâine să fim, eu știu, cercetători sau psihoterapeuți, dacă asta ne dorim. Deci e important să ne asumăm că viața este una singură, nu altcineva o poate trăi pentru noi, doar noi, și putem să o trăim așa cum ne face bine să o trăim. Am înțeles bine? Da. Am exersat un pic. Da. Ați fost atentă. Vă rog să mă completați dacă simțiți nevoia. Gândeam la doamna cu tratamentul pentru depresie. Depresia cronică înseamnă altceva decât tema discuției de astăzi. E o altă temă, da, practic. Antidepresive, a spus că ea n-a spus că are depresie. Nu știu dacă... Da, antidepresive, probabil depresie, da. Poate să fie o depresie cu sau fără atacuri de panică. Poate să fie o depresie cronică care se reia în anumite intervale de timp. Depresia înseamnă, în principiu, un dezechilibru între efort și recompensă. Da, pot să înțeleg. Da, pentru a fi motivațional pentru tine să trăiești în această lume și a rămâne aici și acum, în principiu ar trebui să existe un echilibru între efortul de a trăi, efortul de a fi viu. Depresia în sine se referă de obicei la trecut. Are legătură cu trecutul. Și e vorba despre un refuz sau o greutate de a fi viu, de a trăi. Nu atât despre o teamă de moarte. Pentru că depresia cronică sau depresia severă se poate finaliza cu tentativele de suicid și cu renunțarea la această viață. Atacurile de panică și de anxietate. Anxietatea are legătură cu viitorul, cu proiectarea în viitor a unor temeri, a unor frici, a unor imagini. E vorba de o proiecție nesănătoasă asupra viitorului tău, a viitorului tău. Deci în cazul doamnei ar fi de văzut despre ce este vorba. Sau poate a apărut în timp și o anxietate pe care n-a descoperit-o cineva posibil, la timpul potrivit. Ceea ce este de înțeles este însă că depresia cronică are legătură cu trecutul și cu sistemul acesta motivațional, iar anxietatea are legătură întotdeauna cu viitorul. Și când vorbesc de teamă, acum discuția merge într-acolo și mă face să mă gândesc la asta. De multe ori, lucrând cu clienții, m-am întrebat ce e mai mare de fapt, pentru că unii oameni se tem teribil de moarte, iar alții se tem de a trăi. Dar cum explicăm atunci depresia cu anxietate? Depresia anxioasă, un teren anxios, o personalitate anxioasă, apărută încă din perioada copilăriei și prelungită în timp, o anxietate ușoară, de obicei conduce la depresie. Ce interesant! Ți-e frică de moarte și ajungi să-ți fie frică să trăiești. Extraordinar! Și ești prins între cele două. La asta. Să te izolezi, să te retragi și să renunți la a trăi.
a te refugia, a te izola și a te... Depresia cronică înseamnă de cele mai multe ori izolare. Depresia severă înseamnă izolare, retragere din lume și renunțare, pur și simplu. Adică nivelul angoasei ajunge atât de ridicat și atât de cronic, încât pur și simplu refuz să mai trăiești sau nu îți dorești să mai trăiești. Dar trebuie să iterăm aici foarte clar că sunt doar stări, că se iasă din ele cu răbdare, cu înțelepciune, absolut, cu apel la persoanele specializate. Depresia nu este un capăt de lume, nu înseamnă că dacă ne dorim să ieșim din lume sau să ne izolăm, o să și trăim așa toată viața sau acolo s-a terminat totul. Dimpotrivă, poate abia acolo începe totul. Maturizarea. Până la urmă, a te maturiza înseamnă a-ți asuma responsabilitatea pentru starea pe care o ai. Locus of control, locul pe care... locul de control, control intern, sau exact, dacă pe care tu îi responsabilizezi pe ceilalți pentru starea ta sau proiecția, pe tine. Proiecția, acuzele, a cere în permanență victimizarea, a cere în permanență de la cei din jur să se comporte într-un anumit fel ca tu să fii fericit, înseamnă nu-ți asuma responsabilitatea pentru propria ta stare. Ori, acum mă duc iarăși cu mintea la Nietzsche și la mitul eternei reîntoarceri. Cum ar fi dacă moartea ar însemna ca ceea ce ai trăit o viață întreagă să se repete și să se repete și să se repete la infinit? Cât deci de avem datoria să ne facem viața cât de frumoasă posibil. O asumare a propriei stări, o asumare a propriei vieți, în adevăratul sens al cuvântului, înseamnă maturizare, înseamnă evoluție și înseamnă un mod de a trăi astfel încât peste 5 ani, peste 10 ani, gândindu-te la trecut, să nu faci depresie, să nu te doară atât de puternic ceea ce regreți, ceea ce cele netrăite sau cele trăită, făcute într-un trăite. Anumit fel care nu era în concluență cu tine însuți. De aceea este foarte important să ne schimbăm din când în când și să fim conștienți de felul de a trăi pe care îl avem. Să fim conștienți dacă deciziile ajung din nou la decizii, dacă ceea ce alegem și decidem să fim și să facem în acest moment va genera sau nu va genera regrete. Una dintre crizele mari existențiale este cea de la vârsta de 60 de ani aproximativ. 50 și ceva de ani, 60 de ani este momentul în care te uiți în urmă, vezi, te compari cu ce au realizat alții, resursele se reduc, bineînțeles, odată cu înaintarea în vârstă, intri în vârsta, în a treia etapă a vieții, înspre final, și atunci analizezi ce ai realizat, ce nu ai realizat și acolo, dacă te întâlnești cu un cumul de regrete, atunci, într-adevăr, constat și ajungi la concluzia că viața n-a avut niciun sens și că tu n-ai ajuns nici pe departe. Este o concluzie deprimantă. Deprimantă, dar pe moment, pentru că dacă din nou apare înțelepciunea, da, apare înțelepciunea de a merge la un psihoterapeut sau la o persoană specializată, și aceea poate fi depășită. Privită. Vreau mereu să spunem acest lucru. Absolut. Pentru că ce observ, oamenii care se află în momente de anxietate sau de depresie sau de depresie anxioasă, încă cred că acolo vor rămâne toată viața și acolo este timpul lor de trăit până la capăt. Ceea ce trebuie să depășească, pentru că întotdeauna aceste momente sunt de depășit. Nu ușor, poate nu ușor de depășit, dar în orice caz, pe o perioadă de câteva luni, poate de un an, poate de 2 ani, așa, dar o ameliorare a stării, dacă vorbim de luni, de ani, de la o lună la alta, se ameliorează stările și chiar dacă revin, învățăm că ele trec. Aș vrea să vă spun că Liana ne felicită pentru emisiune, iar doamna Adriana continuă cu câteva detalii, spune așa: am o senzație de frică și atunci fac palpitații, tensiune și simt un nod în gât. Am fost și internată și mi-a zis că am anxietate. Vă mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze, doamna Adriana Anton. Atenție mare! Puteți să depășiți momentul. Doamna psihoterapeut,
facem un exercițiu de scurtă psihoterapie pentru doamna Adriana Anton. Nu m-aș încumeta să fac asta în direct, însă ca și sfaturi de viață, nu intervenție psihoterapeutică ad literam, ci așa un pic de mângâiere. Ceea ce, o stare de anxietate și de panică înseamnă un sentiment de îngrijorare și de însingurare în ceea ce privește viitorul. Nu știu ce vârstă are doamna, nu știu multe lucruri despre... După fotografie, undeva la... vârsta unei posibile soacre sau bunicuțe. Da, deci este... Deci este o femeie cu copii mari sau chiar cu nepoței. Este vârsta, este criza de identitate la 50 și spre 60 de ani despre care vorbeam. Ceea ce vreau să-i spun doamnei este faptul că există o criză de identitate specifică acestei vârste, că această trecere, că acest moment este absolut normal. Că este absolut normal. Îmi place foarte mult ce ați spus acum. Este absolut normal, da. Dacă reușește să depășească acest moment și reușește să aibă o viziune clară asupra viitorului ei, cu certitudine această criză se va ameliora și aceste stări se vor ameliora. Studiile psihologice au demonstrat că nivelul de fericire a persoanelor peste 60 de ani de obicei crește. Adică sunt mai fericiți decât noi? Decât sunt puțin invidioasă. Cei tineri. Pentru că la această vârstă, dacă reușești să-ți conștientizezi resursele și dacă reușești să-ți analizezi obiectiv realizările și împlinirile din viața ta, mulți oameni nu reușesc să vadă asta. Nu reușesc să vadă ceea ce au realizat și să aprecieze la adevărata valoare ceea ce au realizat, ci în permanență pun lupa pe ceea ce n-au reușit să facă. De ce suntem atât de exigenți cu noi înșine? Pentru că așa au fost adulții care ne-au educat cu noi. Pentru că aceasta a fost măsura care ni s-a aplicat în anumite perioade, în perioada noastră de formare a personalității. Și noi mergem în continuare cu această măsură. Dacă măsura nu este corectă, în cabinet de obicei, obișnuiesc să regizez un proces în care cer clientului să se erigeze un acuzator, pur și simplu, să intre în rolul propriului acuzator, în care să aducă toate acuzele posibile și imposibile legate de ceea ce a făcut sau nu a făcut pe parcursul vieții, după care îi cer să intre în rolul de apărător. De apărător. Doamna ne-a spus vârsta, 48 de ani. V-a ghicit foarte mea, bine. Doamna. Mulți înainte, doamna Adriana, cu sănătate și cu curaj. Așa. Faceți exercițiul de acuzator și apărător. Haideți să vedem. Apărător, în care pur și simplu, intrând în acest rol, să găsească toate argumentele posibile și imposibile pentru a apăra o persoană în situația respectivă. Excelent. După care îi cer să intre în rolul de judecător, în care pe baza acuzelor și a apărării, bineînțeles că în procesul terapeutic eu sunt acolo și la cei care sunt obișnuiți să se autoacuze și să se auto-învinovățească, au nevoie de puțin ajutor pentru a-și conștientiza apărarea, pentru a-și verbaliza și pentru a-și defini clar motivele pentru care ar merita să fie apărați într-un asemenea proces. Și apoi, trăgând o linie, pur și simplu, în rolul de judecător, poate să decidă dacă este vinovată sau nevinovată. Asta în situația în care se acuză. Depresia și starea aceasta se poate datora și sentimentului de cuib gol, pentru că la 48 de ani s-ar putea copiii să aibă o anumită vârstă și s-ar putea ca acei copii să urmeze să zboare din cuib sau să fi zburat deja. Și sentimentul de lipsă de sens a o mamă care trăiește prin copii și pentru copii, o mamă poate neîmplinită în relația cu partenerul
și supracompensând acest lucru prin relația cu copiii, trăiește o cădere în gol, pur și simplu, în momentul în care copilul concediază părintele, copilul merge spre propria lui viață. Este foarte greu să-i lași să zboare din cuib și să te confrunți cu tine și cu motivele acelea egoiste. Acum am ajuns la tema unui egocentrism sănătos, o temă care m-a pasionat în ultimele săptămâni. M-am străduit să înțeleg ce înseamnă un egocentrism sănătos, pentru că... Și e important să-l ai. Se confundă adesea acest lucru cu ideea de egoism. Ajungi să te confrunți în momentul în care misiunea ta de părinte se închide și spre 50 de ani se cam întâmplă acest lucru. Suntem obișnuiți să ne trăim rolul de părinte a copiilor, copii. Este greu să intri în rolul părintelui de adult. Într-un fel se comportă o mamă a unui copil de 5 ani, de 10 ani, de 15 ani, altfel se comportă o mamă a unui copil sau ar trebui să se comporte o mamă a unui copil a unui adult de 25, 30, 40 de ani. S-ar putea să fie aceasta să fie o criză pur și simplu existențială, să fie o criză tranzitorie. Să aibă nevoie să se regăsească și să-și regăsească visele și obiectivele și lucrurile pe care, pe parcursul anilor, poate că întreținând și îngrijind și ajutându-și și susținându-și familia, și le-a refuzat și nu și-a dat voie să-și creeze spațiul personal și să se bucure de acele mici plăceri egoiste. Dacă acesta este motivul, doamna ar putea să-și regăsească, să-și reamintească motivele de bucurie și visele din tinerețe, lucrurile pe care poate că toată viața și-ar fi dorit să le facă și n-a reușit. Doamna Adriana este atentă la ce spuneți și ne întreabă dacă ar putea să vorbească cu doamna în privat pe numărul afișat. Nu, din păcate, numărul este pentru intrările în direct, pentru intervențiile în direct. Așteptăm să ne sunați, să vorbiți cu doamna psihoterapeut dacă doriți în direct aici. Nu trebuie să ne dați amănunte, nu trebuie să ne spuneți foarte multe despre viața dumneavoastră și despre cine sunteți. Nu este necesar să vă dezvăluiți identitatea, dar pentru aceasta este emisiunea De la Suflet la Suflet. Dacă doriți, vă putem da, eu știu, informații despre doamna psihoterapeut, însă de aceea este emisiunea De la Suflet la Suflet săptămânal, pentru că suntem aici pentru dumneavoastră, dragi prieteni. Vorbeați mai devreme și mi-a plăcut foarte mult, doamna Adina Cârjan, despre egocentrismul sănătos pentru prietenii noștri, acel egoism sănătos. Mi se pare foarte important să există, da, vorbim mereu, lumea este egoistă, este consumeristă și așa mai departe, însă de multe ori în lumea asta trăiesc oameni care nu știu să fie egoiști și care își sacrifică timpul, activitățile, propria persoană pentru binele celorlalți. Mai mult decât atât, dezvoltă sentimente de vinovăție de fiecare dată când spun nu sau când au un puseu de egocentrism sănătos și vor să se întoarcă de multe ori asupra acestor refuzuri benefice pentru ei și absolut justificate, însă din cauza acestei dedicări pentru ceilalți, ajung să aibă anxietate. Se pierde pe sine. Se pierd pe sine și ajung în anxietate, în depresie, în atacuri de panică, pentru că sunt în acel tipar despre care vorbeați mai devreme. Dau și nu primesc recompensă pentru ceea ce dau, în măsura felului în care se dăruiesc pe ei. Pe de altă parte, o iubire simbiotică, fuzionantă, generează anxietate. Haideți să traducem puțin, simbiotică, fuzionantă. Cred că pot înțelege, dar aș vrea să înțeleagă și prietenii noștri. O relație sau o iubire fuzionantă înseamnă o iubire în care pur și simplu te suprapui 100% cu celălalt. Adică ești dependent de el sau în ce măsură te suprapui? Te pierzi. Sentimentul este clar că te pierzi. Și într-adevăr, momentele erotice, momentele de iubire, momentele de intimitate petrecute cu cei care, când spun intimitate, nu mă refer neapărat la Eros.
A fi intim cu cineva înseamnă a încredința secretele tale, înseamnă a te deschide pur și simplu 100% în fața unei persoane. Există și prietenii cât se poate de intime. Nu mă refer neapărat la pasiunea erotică. Cu siguranță, da. Dar femeile au abilitatea asta, au capacitatea asta de a iubi până când se pierd pe a ele. A se pierde identitar. A se deveni, pierd identitar, a trăi pentru celălalt. Se uită pe sine. Se uită pe sine. Momentele de fuziune le căutăm cu toții. Acesta este, de fapt, idealul romantic. A găsi partenerul cu care poți să fii una pentru o perioadă de timp. Relațiile pe termen lung, fuzionante sau atât de simbiotice încât pur și simplu cei doi sau o familie e atât de simbiotică încât nu mai există libertatea și autonomia și spațiul personal de supraviețuire, este patologie. Înseamnă relații, înseamnă un tipar de relaționare patologic. Bolnăvicioasă, da? Bolnăvicioasă, o dependență. La asta mă refer. Când vorbim despre egocentrism versus egoism, pentru că egoistul, într-adevăr, se pune în centrul existenței lui fără să-l intereseze de ceilalți. Se focusează doar pe propriile nevoi, fără să-l intereseze dacă prin acest lucru îl rănește pe celălalt. Întrebare, fac egoiștii atacuri de panică? În general, cred că nu. Pentru că își smulg pur și simplu de la viață lucrurile de care au nevoie. Tot ceea ce au nevoie își iau. Un egoism autentic se regăsește în tulburarea narcisică în care... Aia au altfel de tulburări, am înțeles. Da. Mai avem și umor. Păi emisiunea De la Suflet la Suflet trebuie să aibă și părți care să ne facă să râdem, da? Care nu sunt neapărat dureroase, ci antisociali. Au același tip de egoism în care iau de la celălalt pur și simplu tot ceea ce au nevoie fără să aibă nicio mustrare de conștiință. Egocentrism sănătos înseamnă a te pune în centrul existenței tale fără să orbitezi doar pe marginea, fii acolo în centrul tău și din acea poziție a dărui celorlalți din prea plinul tău, a dărui celorlalți, nu a te sacrifica. A dărui celorlalți doar când simți că ai ce să dăruiești, că ai de unde, că ai timp și stare și să dăruiești. Dacă ești în centrul tău, ai de unde. Pentru că dacă ești centrat și dacă îți rezolvi aceste mici bucurii și plăceri despre care vorbeam, care da, țin de spațiul tău privat, cu certitudine, ai recompensa pentru propria ta persoană și atunci ai resursa pentru a dărui celuilalt. A te sacrifica înseamnă a presta servicii pentru ceilalt, a fi acolo într-un așa zis altruism fals înțeles, care de fapt înseamnă sacrificiu. Iar un asemenea fals altruism poate să aibă în spate diferite motivații, conștiente mai mult sau mai puțin conștiente sau inconștiente. Poți aluneca într-un asemenea fals altruism dintr-un gol interior, dintr-un sentiment teribil de singurătate și neîmplinire. Pur și simplu poți să te pierzi pe tine pentru că viața ta și sensul, nu-ți găsești sensul, nu-ți găsești locul. Asta nu înseamnă a dărui. O persoană epicentrată, sănătos, își cunoaște clar, are viziunea clară a propriei vieți, a propriului rol în relațiile pe care și le construiește și le trăiește și dăruiește din ceea ce are, din resursele pe care și le adună, din acea energie pe care și o conservă și și o amplifică din interiorul lui cumva. Este vorba despre un acum mă gândesc la cursul de etică pe care l-am parcurs în ultima vreme, este un egocentrism antropocentrat. M-ați pierdut total. Traducere în limba adică română din limba română. A fi română în centrul tău și în centrul lumii tale în același timp. A fi în centrul tău și a fi în centrat în așa fel încât să ai deschiderea spre în egală măsură pe toate domeniile, pe toate ariile vieții tale
pentru cei din jur, pentru a îmbunătăți, a aduce un plus de valoare, de calitate la viața celor din jur, prin ceea ce ești tu. Lumea devine în acest fel un fel de extensie a ta, o prelungire a ta. Te oglindește. Avea aceeași distanță față de toți și aceeași apropiere față de toți și de toate. Față și, de tot și de tot. Nu știu dacă este vorba despre neapărat despre nivelul de apropiere, de intimitate, ci de asumare. De dăruirea ta. De dăruire, din tine, de a-ți asuma din ce ai tu. Munca în, acolo unde o faci, în sfera ta de activitate, de a-ți asuma familia, de a-ți asuma copiii adecvat nevoilor lor, conform vârstei lor, de a-ți asuma partenerul de viață conform nevoilor și așteptărilor și a limbajului lui afectiv, a-ți asuma și a dărui având în vedere nevoia reală, auzindu-i, simțindu-i pe ceilalți. Ce se întâmplă cu oamenii care doresc atât de mult să fie acceptați, încât își sacrifică din timp, din activități, din puținul lor? Păi se întâmplă, din experiența pe care o am, nu neapărat din psihoterapie, ci și din cealaltă parte a profesiei mele, că persoanele submisive, de obicei, se îmbolnăvesc grav. Iar psihologia bolnavului de cancer, de exemplu, am fost foarte atentă la psihologia bolnavilor de cancer. Mie mi se pare, și nu știu dacă mi se pare, cred că este o realitate, structura aceasta de personalitate submisivă, supusă, o regăsesc în majoritatea bolilor grave pe care le întâlnesc, a bolnavilor afectați de boli în fază finală. Pentru că înseamnă o pierdere de sine, înseamnă o pierdere de sine atât de mare încât corpul tău efectiv ajunge să se degenereze sau să se metamorfozeze sau să construiască structuri noi și nesănătoase pentru a se adapta și pentru a face față cerințelor. Țesut în plus care să genereze atomi, energie în plus, resursă în plus pentru ca tu să poți să faci față. Așa poate fi definită o tumoră. Este prima dată când aud această teorie și sunt fascinată de ce îmi spuneți. Cu atât mai mult cu cât cunosc oameni care au trăit epuizându-se pur și simplu pentru ceilalți și într-adevăr au ajuns să aibă boli extraordinar de grele. Îi regăsesc în aceste tipare. Așa este. O persoană submisivă nu are cum să nu se epuizeze. Iar sindromul de epuizare își are ca și continuitate faza de boală. Haideți să vedem ce ne spune telespectatorul sau telespectatoarea noastră care acum intră în direct cu noi la telefon. Alo, bună seara, bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Bine ați venit! Mulțumesc! Suntem aici cu povești de la suflet la suflet. Vorbim despre... Da, și vreau să vorbesc, am intrat în emisiune. Bine ați venit, sunteți pe Mâini Bune. Vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. O seară bună, vă doresc multă sănătate. Sunt Adriana Anton. O, sunt doamna Adriana. Sunt de la Recaș. Sunt de la Recaș. M-au auzit? Da, vă auzim foarte bine. Spuneți. Da. Deci, doamna Adriana, vă ascultăm. Da, sunt de la Recaș. Ne-ați scris. Aveți mici probleme emoționale, ca să spunem așa. Da. Ce mai faceți, doamna Adriana? Cum vă simțiți? Am 48 de ani, pe 49, am fost internată la... Da, eu vă aud. Și noi vă auzim foarte bine. Am înțeles că ați fost internată pentru probleme emoționale, da? În 2000... Tinișor, așa.
Cred că ne auziți în... Da, nu ne auziți foarte clar, ne auziți în ecou. Îmi dau seama că îmi răspundeți întrebărilor pe care vi le-am adresat anterior și nu este foarte bună legătura. Rog regia să se ocupe de acest lucru, dacă se poate să reglementeze. Da, eu vă aud foarte bine, nu știu dumneavoastră cum auziți pe mine, dar aud un ecou. Da, ne aud un ecou. Da. Vă ascultăm, doamna Adriana. Doamna Adriana, încercați să închideți telefonul și să ne mai sunați odată, ca să reușim să ne auzim cumva, legătura să fie cât de cât sincronizată, pentru că mi se pare că vorbim unele peste altele și nu mai înțelegem. Da, am fost internată la Spitalul de Psihiatrie Jebel în 2013. Dacă nu-i voie să dau nume, să-mi spuneți. Ar fi bine să evităm să dăm nume. Da. Cu ce diagnostic a fost internată? Cu ce diagnostic a fost internată, doamna Adriana? Puteți să o întrebați în direct. Da. Cu ce diagnostic ați fost internată? Nu cred că ne aude. Doamna Adriana, o să închidem și da, vă aud. Da. Vă aud foarte bine. Cu ce diagnostic ați fost internată, doamna Adriana? Am diagnosticul tulburării depresivă, recuperare, depresiv, anxios, sever, cu element psihotice, HTA, gradul 2, infarct miocardic vechi, interior, fibrilație arterială cu alură verticoată. Ce înseamnă? Psiholog. Da, acum întrebăm pe doamna psiholog, încerc să vorbesc mai tare, deși probabil se aude foarte rău. Mi-a dat tratament. Nu spune tratamentul, nu avem voie să spunem tratament. Bine, mulțumesc. Așa, ce vreți de la doamna psiholog? Ce întrebare vreți să-i adresați? Aș vrea să o informat așa, ce aș putea să fac să ies din depresiile astea. Deci dumneavoastră luați tratamentul și vă simți de panică. Și să scăpați de atacurile de panică. Da. Bun. Eu n-aș putea să ofer o soluție minune acum la o situație de acest gen. Îmi dau seama clar că este vorba și de niște diagnostice cât se poate de medicale, care au legătură cu circulația și care au legătură mai mult ca sigur și cu constelația hormonală. Și ca atare, tind să cred că această depresie are un substrat endogen. Deci cauza stărilor se regăsește în suferința fizică, în afecțiunile de care pur și simplu fizic suferă doamna. Acel infarct miocardic și despre care vorbea, da, deci dumneavoastră de la o afecțiune fizică ați dezvoltat și afecțiunile emoționale, ca să le spun da, așa. Depresia a coincis cu acel, apariția depresiei a coincis cu acel infarct de miocard? Doamna Adriana, ne mai auziți? Da. Întreabă doamna psiholog dacă depresia a coincis cu boala dumneavoastră de inimă. Ați avut-o dinainte depresia sau atunci la spital ați descoperit că aveți și depresie? Ați făcut și depresia? Alo? Da? Atacurile de panică au urmat în urma infarctului de miocard? Depresia cu certitudine a fost dinainte, asta este părerea mea, însă atacurile de panică este posibil să se fi instalat după acel infarct de miocard. Mare parte din simptomele atacului de panică se suprapun peste simptomatologia cardiacă și este foarte greu de diferențiat și probabil că doamna trăiește cu acea teamă a infarctului de miocard care se poate repeta. Acum, în funcție de medicația pe care o ia din punct de vedere
iatrogenic vorbind, ca și efecte secundare, pot apărea anumite stări și anumite simptome. Mă refer la medicația alopată, nu mă refer la medicația antidepresivă. Deci, nu înțeleg bine contextul bolii și ca atare aș prefera să nu mă pronunț, fără să cunosc istoricul așa cum este normal să-l cunosc. Exact. Putem să o încurajăm pe doamna Adriana să își caute fericirea în lucrurile mărunte pe cât se poate, să-și creeze o viață cât mai plăcută. Și să se asigure de starea de echilibru fizic, de starea de echilibru a corpului din punct de vedere fizic. Pentru că dacă a manifestat deja un infarct de miocard, deci aici deja... am făcut un șoc în relația anterioară de căsătorie. Deci a fost o problematică nu, pe relație nu. Care a precedat nu. Acea nu, traumă în 2013 pe... deci inima mă știam bolnavă, dar de atacul ăsta de panică le-am început din 2013. În 2013 a avut o relație eșuată, grea, pe care a dus-o greu și atunci au apărut atacurile de panică. Înaintea infarctului de miocard, da, să înțeleg. Înainte, da. Se știa cu bol de deci inimă, este dar... clar. Se știa cu bol de inimă dinainte. Se știa dinainte, dar n-a avusese probleme, doar în urma relației eșuate, a traumei pe relația respectivă, da. Și pe desprinderea respectivă sau accentuat atacurile de panică și de anxietate. Deci e de lucru pe stres post-traumatic în principiu. Din punct de vedere psihoterapeutic se pare că ați trecut printr-o traumă în acea relație sau în felul în care ați închis acea relație, pentru că a finaliza o relație poate să însemne o traumă, dar în același timp poate să însemne o eliberare. Nu? Dacă relația a fost problematică sau a fost o relație grea în adevăratul sens al cuvântului, despărțirea s-ar putea să însemne o eliberare. Dumneavoastră, cum ați perceput acel final de relație? Sau poate că n-ați închis încă relația? Doamna Adriana, noi vă dorim multă sănătate și gânduri bune. Nu putem să continuăm cu legătura telefonică. Cred că aveți probleme cu difuzorul de la telefon, pentru că noi foarte greu auzim răspunsurile dumneavoastră și atunci n-am vrea să vorbim aici în studio fără să ne auziți sau fără să putem comunica. Am să-i rog pe colegii din regie să închidă legătura telefonică și am să vă rog pe dumneavoastră să reveniți, continuând discuția în afara dialogului pe anxietatea generată de întreruperea unei relații. Exact. Pentru că acest lucru probabil că ar putea o ajuta pe doamna. Exact. Nu știu care putea să fie natura relației sau cât de traumatizant a fost acel final de relație. Sau relația în sine. Sau relația în sine, dar în principiu o închidere a unei relații care a durat o perioadă lungă de timp, ca și stare emoțională, este foarte asemănătoare stării de doliu. Și dacă este foarte posibil ca acea relație să nu fi fost din punct de vedere emoțional resemnificată și închisă. Și atunci un procedeu terapeutic ar însemna în primul rând un travaliu de doliu. Ar fi de exprimat clar tot ceea ce a simțit pe parcursul închiderii, finalizării relației sau pe parcursul relației. Probabil că acolo în acea depresie cuprinde un cumul, un boom de emoții neexprimate, atât în relația cu partenerul, cât, dacă mergem în urmă, foarte posibil și în relația cu tatăl, pentru că felul nostru de a ne comporta în relațiile cu partenerii îl învățăm din relația cu tatăl în prima etapă a copilăriei. Este de lucrat pe acest lucru, pe a resemnifica atât ultimul partener, cât și bărbații, la modul general, și toți bărbații care au făcut parte din viața doamnei, cât și felul în care se poziționează vis-a-vis de viitorul dânsei și de șansa pe care și-o acordă, de viziunea pe care o are, de conștientizarea resurselor pe care le are în legat de viitorul dânsei.
O să dezvoltăm, aș vrea să vorbim un pic despre ce discutam chiar înainte de a intra doamna Adriana în direct. Vorbeați despre felul submisiv al oamenilor de a fi și recunoșteam tipare. Și atunci aș vrea să vedem cum ieșim din această zonă de a fi submisivi și a ne asuma pe noi înșine, dacă se poate, cât mai pe scurt, pentru că o emisiune interesantă cum e De la suflet la suflet repede se apropie de final, mai avem foarte puțin, dar luăm un ultim telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Mă numesc Rula Elena de la Motru. Alo! Am intrat, se pare că din nou o legătură care nu ne ajută să vorbim cu telespectatorii noștri dragi. În orice caz, noi suntem aici pentru dumneavoastră. Vă mulțumim că încercați să intrați cu noi în direct. Doamna psihoterapeută Adina Cârjan, vorbim despre oamenii cu personalitate, comportament submisiv, care ajung să se îmbolnăvească foarte grav în viață, mai devreme sau mai târziu. Ce se întâmplă? Cum îi putem ajuta? Cum îi putem scoate din aceste comportamente? Îl putem ajuta în mai multe moduri, dar în principiu obiectivul ar fi să-i întărim eul, să-i întărim personalitatea, să lucrăm pe vindecarea copilului interior, pentru că sentimentul de vină și rușine și inițiativa sau incapacitatea de a avea inițiativă se formează undeva între 3 și 6 ani. În acea perioadă din mica copilărie, părinții foarte ușor, 1 și 3 ani, 3 respectiv 6 ani, este o perioadă extrem de importantă, pentru că în acea perioadă părinții, fie prea autoritari, fie extraordinar de protectori, distrug puterea copilului de a avea inițiativă, nu încurajează inițiativa copilului de a face lucrurile în felul lui, așa cum știe și cum poate el, iar un comportament extrem sau puternic, autoritar, o personalitate puternică a unuia dintre părinți poate să frângă personalitatea copilului în genunchiindu-l, pur și simplu, forțându-l să se supună. Oh, mi se pare atât de trist ce îmi spuneți. Încerc să caut pare. Un copil la acea vârstă este totalmente neputincios în fața unui părinte cu o personalitate foarte puternică. Însă adultul nu poate fi condus de acel copil traumatizat sau de acel copil submisiv sau educat, dresat în acel și totuși fel. Se lasă condus. Și totuși se lasă condus de acea emotivitate a copilului interior. Starea de copil sănătoasă, copilul interior sănătos este liber de a face lucrurile în felul lui, de a face din proprie inițiativă, de a face adultul. Practic, trebuie să-și reamintească că chiar dacă acea perioadă a copilăriei a fost grea sau a fost l-a amputat sub o formă sau alta, adultul trebuie să-și amintească că el dispune de niște resurse în plus pe care copilul în acea perioadă de vârstă n-a dispus. Adică a întări eul sau a lucra pe întărirea eului ca și adult înseamnă din nou o muncă psihoterapeutică prin care ajuți adultul să-și conștientizeze resursele și să-și dea voie de a alege, de a lua deciziile personal în viață și de a și le asuma, indiferent de reacția și de opoziția pe care o poate au cei întâlni din jur. În jur, pentru că absolut. Nu mai poate fi vorba doar de un părinte, dar în jur absolut. Întotdeauna întâlnim oameni care nu sunt de acord cu ce facem și care nu ne plac. În jur vom găsi oameni adulți cu personalități asemănătoare părinților acelui noștri. Părinte, da, părinților, și va exact. Veni în viața noastră sub forma unui șef, va veni sub forma unei colege de birou, va veni sub forma unui personaj care va avea un tipar comportamental care ne va activa și care va funcționa ca un trigger, practic, pe acea temere de a nu intra în grațiile părintelui și a persoanele cu autoritate din viața noastră de obicei au puterea asta de a ne, sau le dăm noi puterea de a ne domina în felul acesta, până la boală. De aceea oamenii simt uneori nevoia să facă pe plac tocmai celor mai răutăcioși dintre semenii lor,
pentru că probabil acei semeni seamănă cu un părinte sau altul care în copilărie activează în ei acel copil speriat și lipsit de resurse, care caută afecțiunea părintelui prin tot ceea ce face cu disperare, din teamă de abandon. Extraordinar. Un adult care își dă seama de un astfel de tipar și nu are un psihoterapeut pe lângă el, are resurse să iasă de sub tutela copilului dependent, da, sau un punct vinovat? Care probabil că ar trebui întărit acum spre final și chiar vă rog, este, da, dezvoltarea intelectului și autoeducația. Citind cărți, căutând răspunsuri, dezvoltând un intelect puternic, chiar dacă nu beneficiezi neapărat de o psihoterapie, beneficiezi de o bogăție de idei și de resurse care provin din acele modele pe care ți le poți lua din ceea ce citești și din ceea ce parcurgi și asimilezi. Modelele ni le putem forma și le putem alege pe tot parcursul vieții noastre. O persoană care lucrează cu el însuși și asumă acest lucru și are grijă și îngrijește corpul și își dezvoltă intelectul pe tot parcursul vieții, indiferent de vârstă, are o resursă nemărginită în a depăși situațiile de viață care apar. Și cum spuneam, la aceste resurse mai contribuie și sistemul nostru de credințe pe care ni-l întărim sau ni-l asumăm sau ni-l dezvoltăm pe parcursul vieții în ceea ce privește propria spiritualitate. Fac o diferență între religiozitate și spiritualitate. De obicei, prin religiozitate căutăm o cale în exteriorul nostru, ceva, o disciplină de făcut prin care să ne apropie cumva de Dumnezeu. Spiritualitate înseamnă ați descoperi propria resursă spirituală, ați descoperi propria putere în interior, a te conecta, a te epicentra, dacă vreți, te conecta pe tine cu spirit. Tine. Exact. Tu te conectezi cu tine însuți. Cu spiritul tău. Excelent. Pentru că mi se pare foarte, foarte important să subliniem faptul că, deși suntem o persoană, avem și un spirit. Iar spiritul e foarte important. De ce? De multe ori corpul acționează oarecum mecanic, uitând că trebuie să dea importanță magistrală acestui spirit și poate de multe ori de aceea ne simțim stingheri într-o lume care ne cere mereu să fim altceva și dacă nu ne simțim bine acolo unde ne cere lumea să fim, ar fi cazul să ne întrebăm unde ne simțim bine și să acceptăm acest lucru. Și să căutăm și să ne asumăm această căutare și să ne găsim locul. Pentru că există un loc pentru fiecare în lume. Absolut. Și o utilitate, până la urmă. A fi în serviciu celorlalți, altruismul real, adevărat, apropo de sens și apropo de a face fața angoasei existențiale, este un lucru extrem de important. Pentru că atât de frumos ne-ați expus lucrurile în această seară, ați primit felicitări, domnul Cristi Igaș ne felicită, vă felicită în special și de asemenea Andra Seleonora, felicitări, spune Adinei Cârjan, ai adus multă claritate în expunere și pentru noi și pentru dragii noștri prieteni. Mulțumim foarte mult că ne încurajați și sunteți alături de noi. Doamna psihoterapeut, ajungem la masca socială și falsul eu versus autenticitate, pentru că vorbeam de relația cu spiritul nostru, de a fi noi în concordanță cu noi înșine, de a fi tu în legătură cu tine. Asta presupune renunțarea la masca socială și intrarea în autenticitate. S-ar putea să nu însemne neapărat o renunțare totală la acea mască socială sau la acele roluri sociale. Cum reușești să rămâi autentic în rolurile tale sociale? Fiind conștient de ele. Dacă le conștientizezi, e ca și cum îți râzi în barbă că uite ce rol bun joc, dar eu sunt acesta? Cel mai autentic tu cu tine ești dimineața când te trezești, mergi la toaletă, te speli pe dinți, îți bei cafeaua, atunci când ești singur în casă, neurmărit de niciun
ochi, este momentul tău de autenticitate, 100%. Ceea ce faci acolo în singurătate și în intimitatea ta, cu certitudine este autentic. În momentul în care începi să te aranjezi, să te machiezi, să te socializezi și să ieși și să te îndrepți spre serviciu, tranziția aceea, drumul acela de acasă până la serviciu, deja te ajută psihologic să faci trecerea spre rolul pe care ți l-ai asumat. Asta este și provocarea psihoterapeutului în relația cu clientul, de a fi conștient de el însuși în timp ce ascultă clientul, de a fi conștient de transferurile, de proiecțiile pe care le face, de a fi conștient de trăirile pe care discuția cu clientul le trezește în propria persoană, de a fi conștient de propriul trigger, de proprii activatori, de lucrurile care pot să-l activeze în lucrul cu clienții, este aceeași provocare. Psihoterapeutul este pe un rol. Eu acum mă aflu pe acest rol de psihoterapeut în această discuție cu dumneavoastră, dar sunt conștientă de acest lucru și nu pierd sub nicio formă din vedere starea mea autentică de a fi atunci când mă găsesc singura acasă și neurmărită de nimeni. Extraordinar. Deci faptul că avem o autenticitate care nu se identifică cu o anumită mască socială nu trebuie să ne facă să ne simțim vinovați și nici cumva, să fim cu totul... Am putea să schimbăm cuvântul acesta de mască cu roluri sociale. Rolul social, sunt da. Roluri. Eu trăiesc rolul de părinte în relația cu copilul meu și este important să mi-l asum, dar acel rol de părinte pe care mi-l exercit din plin în relația cu copilul meu, nu sunt eu întreagă. Aș vrea să subliniem aici, pentru că de multe ori se spune în viața de zi cu zi, fii tu însuți sau fii tu însuți. A fi tu însuți da, în sinea ta este foarte bine, să știi foarte bine cine ești, dar rolul social ar trebui să fie asumat cu discernământ și cu înțelepciune. Înțelepciune. Pentru că, într-adevăr, în plan social nu poți afișa în orice context, în orice relație și în orice situație tot ceea ce simți. Gândiți-vă în rolul de psihoterapeut, cum ar fi ca psihoterapeutul să afișeze și să manifeste comportamental 100% ceea ce simte în relația cu clientul. Deci a-ți asuma rolul, a fi conștient de acel rol și practic a fi tu însuți înseamnă a nu face conflict între ceea ce simți în interior, ceea ce ești în interior și ceea ce trezește în tine celălalt, a nu fi în conflict cu comportamentul tău și cu ceea ce emani sau rolul pe care ți-l asumi în relația cu celălalt. Excelent! Aveam nevoie de o astfel de subliniere. Doamna psihoterapeut Adina Cârjan, vreau acum foarte pe scurt, mai avem ultimele emisiuni, minute de emisiune, să reluăm pe subiectul emisiunii, atacul de panică, o serie din elementele pe care le-am discutat. Aș vrea să ne reamintim ce este important într-un atac de panică pentru a-l gestiona. Ați spus dumneavoastră primul lucru în emisiune și mi-a plăcut foarte mult, respirația. Și ați făcut o diferențiere. Când inspirația este mai scurtă decât expirația, înseamnă că îți poți să declanșezi o stare de anxietate, deci și de panică. Într-un exercițiu de relaxare, da? Inspirul trebuie să fie profund și lung, cel puțin 2 sau 3 respirații, 10-15 respirații conștiente în acest fel, după care, într-un ambient creat, pe o muzică dată și potrivită, respirația ușor-ușor trebuie relaxată și lăsată să curgă de la sine. Respirația corectă este respirația abdominală, este respirația în care aerul ajunge până în diafragmă. Stare, până în diafragmă și chiar senzația este că pătrunde în abdomen sau energia respirației poate să ajungă până acolo, pe un inspir lung și pe o expirație un pic mai scurtă, din ce în ce mai relaxată, lăsând controlul, pentru că și practic aceste exerciții de respirație conștientă pot fi făcute în orice pauză la serviciu, în 5 minute, 10 minute de relaxare în care te poți folosi de imaginație, poți face o imagerie dirijată sau autodirijată, construită, imaginația. Ați imagina foarte puternic un loc relaxant, un colțișor de rai, face ca corpul tău să adapteze fiziologia respectivă.
creierul nu face diferența între imaginație și realitate. Îmi place foarte mult chestiunea asta, am mai auzit-o și mă face să mă simt în siguranță. Da, a crea un spațiu interior și a-ți crea un spațiu interior al tău, intim și personal și doar al tău, în care să-ți aduci toate elementele care ar putea să te relaxeze și să-ți creezi o stare de bine, înseamnă a genera pentru corpul tău acea stare. Pentru că, cum spuneam, creierul nostru va genera și va da comenzile ca și cum noi am fi deja acolo. Bineînțeles că este vorba de un interval de timp și bineînțeles că este vorba de un obicei de a deprinde această dexteritate, de a-ți manageria stresul prin imaginație, prin respirație, prin muzică, prin dans, prin creativitate, prin sublimări de tot felul, meditații și așa mai departe. Sublimarea însemnând transpunerea noastră într-o activitate plăcută. A transforma ceva, o stare în altceva. De obicei, sublimarea se poate face matur, la modul matur, în mai multe feluri. Prin sport poți să descarci furie și agresivitate. Prin poezie poți să-ți creezi o stare de poezie, poți să-ți creezi o stare bună și dacă reușești să găsești acea poezie interioară, este un remediu extraordinar de frumos și de bun și de benefic pentru toată lumea, pentru dacă reușești să cânți, pur și simplu, să cânți, să intonezi, să lași vocea ta să exprime pe un ritm, pe o muzică, împreună cu cineva sau ascultând o melodie care îți place, deja starea emoțională se transformă din ceva în altceva. Și asta înseamnă sublimare. Iată cum într-un atac de panică este suficient să ne punem în, să ne activăm imaginația, cea mai pozitivă, și să ascultăm o melodie pe care o iubim și care ne dă o stare de bine. Și asta să schimbe starea corpului. Te trezești prost dispus, dacă reușești să zâmbești o jumătate de oră la toți oamenii pe care îi întâlnești în momentul în care ieși din casă, oamenii vor răspunde pe aceeași frecvență și cu certitudine până în momentul în care ajungi la serviciu, starea ta se va schimba. Îmi place foarte mult ce îmi spuneți, cu atât mai mult cu cât înțeleg că aceste conștientizări ale stărilor noastre sunt nu doar benefice, dar uneori vitale pentru organism. Și este foarte important să conștientizăm că prin intenția noastră, prin exercițiul nostru, prin efortul nostru de a accesa câteva lucruri, putem să controlăm starea corpului. Bineînțeles, în situația în care nu este vorba despre suferință organică deja. Suferința organică fiind deja o boală instalată în corp la nivel fizic. O boală tiroidiană. Într-o hipertiroidie apar tot felul de stări și fiind o suferință fizică, acolo deja e o altă discuție. Însă chiar și într-o hipertiroidie, practicând aceste lucruri, se ameliorează foarte mult simptomatologia și se reduce stresul care generează acea boală. Doamna psihoterapeută Adina Cărjan, dacă acum, pe final de emisiune, ați dori să faceți un apel către prietenii noștri sau o declarație pe care nu v-am dat ocazia să o faceți până acum, vă rog, aveți la dispoziție 2 minute. Fiind vorba despre atacurile de panică și de anxietate, fiind vorba despre angoasa aceasta de a te confrunta cu ultimele adevăruri ale vieții, cred și mesajul final în rezumat este acesta, că viața merită trăită, clipă de clipă, într-un mod armonios, atât cu propria ta persoană, cât și cu cei din jurul tău, atât cât este posibil. Avem libertatea și liberul arbitru de a alege cadrul, de a alege meseria, de a ne alege meseria, de a ne alege persoanele cu care ne însoțim. Avem sub control o zonă destul de mare a vieții noastre. Este adevărat că dacă punem în discuție libertatea la modul filozofic, probabil că unii oameni pragmatici își râd în barbă în acest moment. Însă nu despre asta este vorba. Este vorba despre asumare, este vorba de responsabilitate și este vorba despre a fi prezent în clipă, în aici și acum, trăind-o plenar. Fără să condiționăm aici și acum de alte lucruri, pentru că vreau așa, chiar pe final de emisiune, să aducem în discuție așa foarte pe scurt că
oamenii se tem de a trăi aici și acum, pentru că aici și acum de multe ori nu produce resurse financiare. Ori, foarte pe scurt, trebuie să-i ajutăm pe prieteni să înțeleagă că resursele financiare sunt una și a trăi și resursele interioare sunt cu totul și cu totul altceva. Resursele financiare sunt importante pentru că te ajută să-ți creezi cadrul, te ajută și îți dă libertatea să schimbi sau să iei pauzele de care ai nevoie în anumite momente, în stările de oboseală și de epuizare o resursă financiară. Dar pentru ele nu merită sacrificiul vieții, a sănătății, a timpului. Ziua sau săptămâna ar trebui împărțită în așa fel încât să avem o treime, un timp destinat odihnei și somnului, să avem o treime destinată muncii și o treime destinată pasiunilor și a lucrurilor pe care le iubim și care sunt cu adevărat importante pentru noi. Cu aceste lucruri vom rămâne și noi pentru emisiunea din această seară. Domnul Florian Corneanu ne felicită. Mulțumim tare mult. Dragi prieteni, a fost alături de noi doamna psihoterapeut Adina Cârjan. Iulia Herbil sunt eu și ca în fiecare seară, de la suflet la suflet, vă doresc o seară cât mai plăcută, o săptămână minunată și pentru sufletele dumneavoastră, lumină, căldură și speranță. Noapte bună! V-ați îndrăgostit? Sau ați pierdut pe cineva drag? A fost darnică viața cu voi? Ați știut să profitați de șansele pe care vi le-a oferit? Bună, prieteni!